Hei, salut, prieteni! M-am trezit puțin mai târziu astăzi că... Na, prea m-am trezit așa de vreme toată săptămâna. Măcar vineri să mă trezesc și eu mai lejer. Îmi pun acum un nou, să-mi fac un nou ochi, să mănânc și eu, îmi fac o cafea și apoi trebuie să mă apuc să modific biroul ăla ca să termin, că e teroare ce e în cameră. Dacă nu știți care e treaba cu ce fac eu în cameră, uitați-vă la vlogul de ieri, că atunci ieri am început, ca să fiți la curent, să știți ce fac azi. Am plecat până la tata, la servici, mă duc să iau cheile de la el de acasă, că am nevoie de un șoricel de la care să tai biroul ăla. Și eu n-am așa ceva și are el, dar el e la servici. Și atunci mă duc să iau cheile. Mă duc să iau șoricelul și eventual o bormașină sau ce mai trebuie. Mă duc să-i duc cheile înapoi și abia după aia reușesc să ajung acasă să văd ce fac, că-l tai, cum îl tai. Am ajuns acasă acum cu toate sculele de care am nevoie și trebuie să fac un pic de curățenie înainte de a mă apuca de tăiat. Gata, am măsurat, am tras linii și acum mă apuc să-l ciopărțesc. Dacă-l stric, hai! Gata, am reușit, le-am tăiat. Avem, așa, ăsta e un birou. Și ăsta e al doilea. Așa, mai mare aici, mai mic acolo. Și acum trebuie să le pun cantul ăsta, dar pentru că l-am tăiat. Și cantul ăsta are ăsta. Intră acolo, în cantul ăla. Iar aici nu mai e cant, pentru că l-am tăiat. Și am tăiat ăsta. Unde e? L-am tăiat. Nu mai e așa. Așa, numai așa l-am tăiat ca să pot să lipesc aici. Marele fix! Ia uite-l! La marele fix am pus ăsta, uite! Superb! Superb! Vrei să ajungi pe vlog cu cuvinte de-astea obscene? N-am știut că... Am terminat o parte. Asta aici o să aibă Horia birou. Asta e. Și acum și pentru mine, dacă tot am muncit toată ziua. Am terminat într-un final. E semi-curat, adică n-am reușit încă să punem totul chiar cum trebuie la locul lor, dar este relativ gata. Avem aici biroul Horia. Unde e? Op. Și aici biroul meu. Și acum e mult mai mult loc aici. Întrebarea de astăzi este ce mâncare ați vrea voi să mâncați oricât de multă, fără să vă afecteze nici sănătatea, nici greutatea. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați, eventual să dați și la prieteni, că poate le place și lor, și ne vedem mâine. Pa! Gata, am terminat cel puțin aici. E mult, mult mai liber.